dimineața. Este ultima zi de primăvară. Este ultima zi de iarnă, 28 februarie. Și destul de friguț. Eu sincer aș mai vrea niște zăpadă, dar nu să ningă o zi și apoi 3 zile să fie flășcheală de aer. Să fie zăpadă așa vreo săptămână și apoi gata, să fie călduț. Bună seara, este... s-a închis, nu, 11:31 de minute seara, luni. M-am așezat și puțin la birou cu gândul să fac ceva, dar uitându-mă pe aici prin caiete, prin cărți, mi-am dat seama că nu am energia necesară și nici dispoziția să mă apuc de ceva și mai bine o să mă bag în pat. Astăzi am dormit vreo 2 ore de pe la 3 și un pic până pe la 5. Apoi am mai fost pe afară, am trecut puțin pe la Auchan și am găsit acest set de semne de carte. Au o nouă colecție cu Girl Power și eu am luat și aceste semne de carte. Mai au și notepad-uri, agende, tot felul de chestii drăguțe, dar acestea mi-au plăcut cel mai mult cum arată. Sunt 4 în total, nu le-am desfăcut încă. Când o să le desfac o să vă arăt toate modelele. Încă se mai găsesc. Eu aici în Iași am găsit și am văzut la persoane încă de zilele trecute că au fost și au luat. Mâine avem doar cursul de medicină internă și stagiul de hematologie. Stagiul de medicină internă din stagiul nu-l vom face mâine, din stagiul, doamne, stagiul din amfiteatru. Da, trebuie să mă bag la somn. Astăzi e ultima zi de iarnă și vreau să mai citesc până adorm din carte, din aceasta. Sunt la pagina 199, n-am ajuns la jumătate, mai e până la jumătate, bineînțeles nu o să reușesc să o termin astăzi, în luna februarie am citit doar Atingeri de Vanilie, nu am mai continuat nici Sanatorul, nici Furia Roșie, dar mă redresez eu cumva cu tot acest program mega haotic. Eu tot zic, dar nu știu, pe parcurs o să văd eu ce reușesc să fac. Mă bag în pat și ne auzim dimineața. Bună dimineața! Wow, nu îmi vine să cred că este deja 1 martie și că au trecut 2 luni din acest an. Nu știu sincer când zboară timpul și eu când mă gândeam la început, vai, când o să treacă 6 ani de facultate și deja a trecut mai bine de jumătate din toți anii ăștia.
nu știu, zboară timpul extraordinar de repede. Nu știu cum e pentru voi, la fel simțiți că trece totul pe lângă voi la viteză super mare. Este 10 și 8 minute acum. Vreau să mă ridic din pas să mănânc ceva și apoi direcția spre facultate pentru cursul de medicină internă și apoi mai am de la 3 jumătate stagiul de hematologie. Nu știu sincer cum să fac, dacă să vin acasă în intervalul ăla de pauză sau să rămân iar la facultate. Nu știu sincer, dar o să-mi iau la mine lucrurile și văd atunci pe moment cum mă simt. Am mâncat și acum am mai ieșit pe aici pe la birou și am mai făcut niște foi pentru flashcard-uri. Voiam să vă arăt ce mănânc la desert în această seară și să vă spun, dacă sunteți din ea, să încercați și voi. Este de la Palibo. Mai întâi, acesta este un tiramisu. Acesta știu cum este și e super, super bun. Nu e cu multă cafea, mie nu-mi place să fie cu cafea, acestea sunt de ciocolată, crema de tiramisu, pișcoturi și ceva de caramel super bun. Și asta e ceva desert nou cu red velvet, cred că tot la fel ceva cremă și cu caramel, dar abia aștept să văd cum este și testez și revin cu o părere. Oricum, dacă sunteți din Iași, căutați Palibo, tiramisu e super bun și creme tot la fel. Este 8:20 și mi s-a suflat în casc că afară este zăpadă. Sper să fie dintre aia faină, nu doar pe mașini sau pe un copac și în rest doar apă. Încă nu m-am ridicat din pat ca să mă uit, dar mă ridic imediat. Este 8:20, trebuie să mă pregătesc să merg la cursul de medicină de urgență, care începe la 9:30. Am început să dorm mai bine zilele acestea, noapte, ieri noapte, dar încă am nevoie de mai multe ore de somn în modul ăsta mai bun, mai odihnitor. Nu e chiar cum îmi doream să fie, dar e ok și atât. Poate mai ninge, adică încă ninge. Și se mai depune. Am ajuns acasă, bineînțeles, cu aceeași extenuare fizică și psihică a fiecarei zile din noul semestru. Este 4:50, mi-am făcut un sandwich și ceva tartinocun și gem să mănânc repede înainte să înceapă ora de comunicare medicală. Trebuia să avem de la 3:30, dar având cursul de urologie săptămâna aceasta, tocmai în Copou la Parhon, am rugat-o pe doamna doctor să începem cu o jumătate de oră mai târziu, să avem timp să ajungem fiecare acasă, să nu intrăm de pe drum sau toate cele. Din nou o zi mega obositoare, curs medicină urgență, curs radiologie, curs urologie, acum oră de comunicare medicală care este online. Nu vă zic că psihic sunt ok. Sunt ok, dar în sensul că vreau să zic,
am motivație să mă apuc să mai fac chestii și în timpul orelor de astăzi chiar am fost destul de atentă și am reținut destul de multe informații. Mai am o idee nouă cum să abordez materia semestrul acesta ca să mi se pară mai atrăgătoare și să învăț mai ușor sau într-un mod diferit față de acum să nu mă plictisesc. Și da, vreau să mănânc și ne auzim mai târziu. Ce anume sunteți interesați, dacă sunteți interesați. Dimineața, e a patra zi din această săptămână, e joi. 7:30, mă îndrept spre Spiridon pentru stagiul de medicină internă. Cu aceea stare de mega oboseală, sincer, nu mai contează dacă mă culc de vreme, mă trezesc târziu sau dorm ziua anterioară. Nu știu, cred că am nevoie de un weekend în care doar să stau în pas și să dorm. Sper să ajute asta sau nu știu ce să fac. Oricum, ninge și astăzi. Măcar e mai călduț față de cum pusese înainte să ningă. Și vedem cine mai rezervă și ziua de azi. Urăsc acest interval orar de 1, 2, 3 la prânz în Iași. De mers cu transportul în comun este horror, parcă toată lumea e afară și sunt cele 15 minute de mers cu tramvaiul. Ideea e că ele veneau ca de obicei, doar că erau toate pline, toate stațiile pline, efectiv plin peste tot, n-am mai văzut cred că niciodată așa. Mă gândesc și eu, băi, o suplimentare a tramvaiului ar fi fost bună, dar... Nope, de evitat. E 4 acum ceasul, am terminat și cursul online de comunicare și vreau să stau puțin în pat, iar dacă adorm, o să rămân să dorm. Nu-mi pun nicio alarmă, dar dacă până la 5 nu reușesc să adorm, o să mă ridic și o să mă apuc de făcut câte ceva pentru facultate. Nu știu încă ce. Să vă povestesc cum a fost cu prânzul pe care l-am mâncat astăzi la ora 11. Când am ieșit de la stadiul de medicină internă, am zis cu Vali să mergem până la cantină la agronomie și am mers noi la tramvai, am luat tramvaiul, iar cu o stație înainte de unde trebuia să coborâm, s-a gândit Vali, hai să ne uităm puțin la program, mă rog, s-a gândit el, că mie nu mi-a zis. Și m-am zis că da, trebuie să coborâm și dar ce, am ajuns deja și a zis că păi deschide abia la 12 și era 11 fără 20 sau ceva de genul. Am coborât, am trecut pe partea cealaltă, am luat tramvai la Vale cu gândul să mergem la cantină la Cuza. Și în timp ce am urcat în tramvai așa, ne-am uitat la program și acolo. Și acolo tot la 12 deschidea. Bineînțeles, am mers în continuare și am ajuns tot înapoi la UMF. Deci am urcat jumătate de copo, am venit înapoi până la UMF și apoi am urcat iar pentru că trebuia să avem cursul de hematologie la IRO. Da, a fost o aventură și să nu mai zic cu transportul în comun, doamne, deci v-am spus efectiv, fiecare stație plină, nu înțeleg de unde au ieșit toți oamenii ăia. Da, vorbim mai acuși. Este 12 fără un sfert seara, stau un pas și citesc din aceste jurăminte goale. Cred că adunat de când am filmat ultima oară și v-am spus că stau până la 5 în pas și să văd dacă adorm, cred că 2 ore l-am stat în afara patului, în rest am stat doar în pat. Am mai citit, m-am uitat la una alta, doar am stat și am lenevit. De atunci, de când la 5 eram, când zic, da, eu nu mă ridic din pat la ora asta, așa că am ales să nu mă mai forțez și să stau să mă relaxez, să nu fac nimic. Bună dimineața! Mergem și la ultimul stagiu din această săptămână, cel de urologie.
așa cum v-am învățat. Nu știu dacă vom mai merge într-o sală separată să facem ceva teoretic și apoi pe secție, dar o să vă spun cum decurge și această oră. Astăzi deja nu mai este iarnă, nu mai e zăpadă, mai pe nicăieri, dar merg iar acasă și acolo cred că mai este puțină zăpadă, dar va fi din nou un weekend iar aglomerat. Sper totuși să reușesc să mă odihnesc și să mai fac câte ceva pentru facultate. Chiar trebuie să mă apuc serios. Deja se duc 3 săptămâni de facultate. Am făcut în aceste 3 săptămâni chestii pentru fiecare materie în parte, dar nu așa cum îmi doream eu până în punctul de față. Trecut o săptămână din acest minunat semestru, cea de-a treia. Bineînțeles că a fost la fel de obositoare. Cred că deja propoziția asta e bine cunoscută de toată lumea care s-a uitat încă din prima săptămână. Dar rezist, fac totul cu măsură încât să pot să și învăț, să mă și odihnesc. Sunt ok, nu știu dacă transmit chestia asta, că poate filmez doar momentele în care zic că sunt mega obosită și nu fac nimic, dar chiar sunt momente în care mă așez la birou și stau și învăț, doar că nu tot timpul, nu știu, nu simt cumva, adică să iau telefonul și să filmez partea respectivă, vreau doar să fiu acolo în zona mea, să lucrez, să învăț și poate de asta pare doar că stau degeaba și doar mă plâng, dar sunt momente în care chiar stau și învăț și am motivația necesară, dar oricum e greu, acest semestru cred că e cel mai greu de până acum din cei 4 ani de facultate, dar rezistăm eroic și mergem mai departe. Urmează o nouă săptămână și vom vedea cum decurge și aceasta. Dacă ați ajuns până în momentul de față, lăsați un emoticon cu un fulg de nea, pentru că tot a nins zilele acestea, chiar când eram joi la stagiul de medicină internă, ningea cu niște fulgi atât de mari și era atât de fain, dar păcat că nu s-a mai așezat zăpada, dar oricum m-am bucurat puțin de ultimele zvâcnirele iernii. Vreau să vă mulțumesc ca de obicei că sunteți alături de mine, că mă urmăriți și dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, un subscribe dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce mai postez și eu vă urez spor în tot ceea ce faceți și ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa!